Cred că în viața ta. Am aspirat în locuri unde n-am aspirat niciodată. În gaura cheii. Salutare prieteni, bine v-am găsit, eu sunt Daniel. Iar eu sunt Andreea și în acest video veți afla cum ne-am umplut de pureci, dar mai ales cum am scăpat de ei. Noi suntem orășeni mutați la țară de 10 ani. Să nu vă imaginați că 10 ani sunt mult la țară, pentru că deși ne-am așezat bine la locul nostru, încă învățăm lucruri noi. Și e nevoie să învățăm constant, pentru că nu s-a născut nimeni gata învățat. Și deși creștem purici, porci, capre, găini și chiar și o bivoliță, apar mereu provocări noi și lecții noi de viață. Da. Cred că asta este resursa principală de care ai nevoie dacă vrei să locuiești la țară. Adaptabilitatea și curajul de a depăși orice provocare îți apare înainte. Și să te trezești cu purici în toată casa. Oh, asta a fost cea mai mare provocare de până acum. Cum au apărut purecii? Cum am ajuns în halul ăsta? Urmărind acest video, veți afla de unde au apărut ei și mai ales, cel mai important, e cum am scăpat de ei. Casa noastră are aproximativ 140 de metri pătrați. Avem doi copii, de 7 și de 9 ani, iar ei au o grămadă de jucării. Mici, mari, pufoase, cutii cu jucării, Lego, ce mai? O grămadă de locuri unde purecii se pot ascunde. Și apoi când încep să-i afli pe covoare, pe haine, pe corp, chiar și în pat, atunci ne-am luat de cap și la propriu și la figurat. Ce am pățit noi, ți se poate întâmpla și ție. Urmărește acest video până la final ca să vezi ce să faci și ce să nu faci pentru a evita situația în care am ajuns noi. Acum vreo 2 luni am primit o nouă pisicuță și pentru că am vrut să se obișnuiască cu noi și la noi, am zis cea mai bună metodă e să o aducem în casă, pentru că era și foarte micuță și drăguță, copiii erau îndrăgostiți de ea, am băgat-o în casă, să nu-i fie friguț fiind iarnă și ne-am bucurat de ea pentru că era tare drăguță și jucăușă. Înainte de a o băga în casă, am verificat-o, m-am uitat în blănița ei să nu aibă pureci și nu avea. Era curată și foarte, foarte blândă și drăguță. Bineînțeles că i-am făcut un tratament de deparazitare internă să nu ne aducem boli și alte surprize, da? După o lună de stat în casă, ne-am hotărât că pisica noastră trebuie să facă cunoștință cu animalele din gospodăria noastră. Noi mai avem un motan, motanul Mau, și 3 cățelușe pe care le ținem în curte. Motanul și cățelușele noastre nu au paraziți externi, fiind cu tratamentele la zi. Lăsând pisicuța afară din casă, ea o lipsi vreo jumătate de zi, să zicem, umblând și explorând zona. Când s-a întors acasă, a început să-mi iau niște la geamuri și am primit-o din nou în casă. Cățelușele și motanul sunt deparazitate și animalele noastre nu au paraziți externi, nu au pureci, nici caprele, nici porcii, nici bivolița.
Însă, plimbându-se prin sat, presupunem noi, pisicuța cea nouă a dobândit niște pureci de pe la alte animale. Nu știm de la cine. Și greșeala noastră, pe care acum o conștientizăm, este faptul că la întoarcerea pisicuței acasă, noi n-am mai verificat-o de eventual paraziți. În decurs de 2 săptămâni, mai ales Daniel, se plângea că are o iritație pe picioare și nu știe de unde provine. Să schimbăm săpunul, să schimbăm detergentul de haine, până într-o zi când am descoperit chiar pe piciorul meu un purec. Era clar, ceva nu-i cum trebuie. Atunci am luat-o pe Missy, pe pisicuță, și am verificat-o de unde apar purecii. Bineînțeles, am descoperit pe ea o grămadă de pureci, o grămadă. Nici nu știu cum e posibil să nu-i fi observat până atunci. Instant am scos-o afară. Pentru că noi ne jucam cu ea, copiii se jucau cu ea. Se jucau cu ea, dormeau, pisicuța dormea cu copiii în patul lor. Și cu noi, la un moment dat, s-a băgat, știu că mi-a fost foarte dragă că s-a băgat sub plapul mă și a stat la picioarele mele. La o noapte întreagă, o dormi cu, acolo. Cu Daniel la picioarele lui. De acolo avea el iritația. Am scos-o afară și am început curățenia. Am dat cu aspiratorul peste tot, am aspirat canapeaua, paturile, am schimbat toate lenjeriile. O curățenie generală. Ca de Crăciun. Așa. Din păcate, asta nu a fost suficient. Pentru că în săptămâna ce urma după acea curățenie, în continuare găseam pureci, Missy, pisicuța, era afară, nu mai era cu noi în casă. Era clar că încă sunt pureci și trebuie luate măsuri mai drastice. Așa mi-a trebuit! M-a trebuit așa! Suflet mare! Mare! Pentru animale! Da! Pentru mine nu, numai pentru animale! Păi eu zice, mai bine ar fi să ai suflet pentru tine! M-am convertit acum, stai liniștit! Da? No, mă bucur! Și atunci am luat-o de la început, cu toată curățenia, am scos patul afară, am scos saltelele afară, salteaua. Am scos toate lenjeriile, am dat jos de pe toate pernile de pe canapea, husele, le-am spălat la temperaturi înalte, am spălat toate lenjeriile, tot din toată casa, tot am scos, am ridicat covoare, am aspirat toate saltelele și avem patru saltele pe care dormim. Le-am luat, le-am aspirat pe toate părțile, le-am dezinfectat cu ceva soluție, am făcut o soluție specială de mentă, lavandă, citronela, asta zice că îi împiedică pe pureci, adică purecilor nu le place mirosul și atunci toate saltelele le-am făcut cu soluția aia. Am aspirat de sus până jos și ramele de la poze, cum îi zice, gaura de la ușă. Gaura cheie. Perdele, perini, plapume, tot am aerisit. Am nimerit chiar foarte bine că au fost temperaturi foarte scăzute și toate le-am scos afară la aerisit și numai bine, dacă au fost pureci pe plapumă, sigur o îngheța de frig. Am luat un tratament special, sau cum se numește ăla, o soluție specială de dezinsecție. Ce vă povestesc acum este varianta scurtă, desigur. Nu numai varianta scurtă, ci și poate idealizată, să zicem așa, pentru că eram amândoi, și mai ales eu, eram într-o stare de profundă exasperare. Exasperare, depresie, scârbă. Nu-mi venea să cred că în casa mea, în care
zilnic aspir. Dacă nu aspir în fiecare zi, cel puțin la două zile aspir. Șterg pe jos, șterg praful. Deci este curățenie. La noi nu îi mizerie, nu îi jeg, să zicem. Da, nu sunt condiții în care să... în care purecii să... supraviețuiască, să trăiască. Să trăiască fericiți. Îmi amintesc într-o seară că vreau să mă culc și până pe la două noaptea nu reușeam să adorm. Am devenit eu care nu sunt sensibil, Andreea era aia, simțea pureci peste tot. Eu, care nu sunt așa sensibil, deja eram și eu exasperat, nu mai puteam să dorm, deja numai pureci vedeam peste tot. Nu erau, nu mai erau pureci. După două, trei curățenii generale în toată casa, în care credeam că da, acum scăpăm de ei, că na, cât ți-ai mai scoți, cât să fie, da? Da. Până când am mers în oraș și am cumpărat soluții pentru vreo 150 de metri pătrați de suprafață. Cea mai bună ce am aflat-o. Și? Ți-aduc un din ăsta, la gură. O mască. Nu mi-aduce, că nu mai... Copiii am trimis de acasă la bunica lor. Și... două zile, weekendul ăsta, vom avea un pic de miros. Acolo ești gata? Nu. Acolo n-am ajuns. Poți să mă duc să dau în lemnărie? Lemnărie. Acolo nu mai ești. Viața de tine. Dăm așa încet, să nu-l oprim de tot. Dacă îl oprim, poate că ies afară. În caz că am aspirat. Ce am făcut dacă ies afară? Gata, hai să punem asta la loc. Îți zice să nu inhalezi direct. Planul de atac e în felul următor. Aspirăm cât de bine tot. Tot și toate cotloanele din casă și toate obiectele. Mai ales cele care ating podeaua. După care aplicăm soluția pentru insecte. Mașina de spălat
și mașina de uscat haine o mers astăzi într-una. Mă mir că mai merg. Amândouă ori mers într-una astăzi non-stop. Imens de lucru pentru utilaje și pentru beata Andreea. Le ziceam copiilor că cred că ai aspirat de 6 ori cel puțin aici jos în ultimele 3-4 zile și de vreo 3-4 ori toată casa în ultimele 3 zile. Am aspirat tot de bun. Și astăzi toată ziua. Cred că în viața ta am aspirat în locuri unde n-am aspirat niciodată. În gaura cheii. Viața de tine. Uite, hainele curate, spălate le ținem pe blat deocamdată. Până la urmă m-am hotărât să-mi iau și o mască pentru că e mirosul destul de intens. Am unde să umflă parchetul. Greu. Nu uite teame că nu se umflă, că nu-i mai ud decât când speli tu cu mopul. Foarte greu, nu vă recomand, nu vă doresc la nimeni. Și cel mai ciudat e că eu cum am păr mult pe mână, peste tăt, un pic dacă se mișcă părul deja, mă uit să văd ce se mișcă acolo. Greu. Tare mic e greu. Pă, în spatele caloriferului cel mai mult, că... Câte ture de haine ai spălat astăzi? Pe 20? Nu, mă bucur că fiecare oră și 12 minute. De când ne-am trezit la 7 și l-am pornit și de atunci merge non-stop. Vezi ce mai poți aranja acolo, nebunerie? Aici ne-s hainele uscate, foarte calde. Bineînțeles că aici e mașina de spălat. Am spălat toate hainele la 40 de grade, nu e suficient, trebuie temperatură mai mare ca să scape pureci. Și le-am băgat după aia în uscător, care atinge multe grade, multe. Și de fiecare dată când spălam, apoi luam la puricat chestia asta de scame. Și mă uitam, sunt pureci. Nu de data asta, da, a fost. Și așa am scăpat de pureci din haine, pentru că se și rotește și învârte și bagă aer, circulare, aerul prin el, ies toate scamele, ies toate mizerile din haine și pureci să prăjesc acolo, deci e perfect. Ce am folosit? Fiole de coragen. Păi ai zis că nu ne zici ce ai folosit. M-am răzgândit, că produse care se dau
la tejghia, nu trebuie să fie prescripție păi și nu știu ce. Avem, bineînțeles, instrucțiuni, a nu se inhala, mare atenție, nociv pentru plante și animale, etc. Și o sticluță de asta ajunge la 125 de metri pătrați. Ne-am avut una de asta și jumătate, încă una mai mică. Și asta trebuie să ne ducă 140-150 de metri pătrați, împreună cu lemnăria și cu ce mai avem. Greșeala mea a fost că fiolele astea de coragen sunt destul de viscoase și de groase. Și? Și atunci nu prea curgea din el, știi, decât câțiva picuri și am luat ca și cu pipeta, știi, de aici, un pic de apă, am amestecat și așa. Na. Ca să... Pentru că recipientul ăsta face un amestec pentru 4 litri și eu am doar de 2 litri aici. Am folosit două păhărele în care am împărțit lichidul în măsuri egale. Observ în momentul în care editez că nu am menționat ce se află în recipientul cu capac roșu. Din păcate nu mai am recipientul acela, dar e ceva ce se vinde împreună cu coragen și se amestecă împreună cu fiola de coragen. Eventual când cereți la fitosanitare insecticidul coragen, vi se va da și soluția respectivă. Atât aici pot să vă ofer acum, din păcate. Aici mi-am pus exact 2 litri cu câțiva stropi cât am mai tras eu de acolo. Bun, acum îl scutur un pic să se amestece după capul meu și merg. Spuneți-ne dacă puricii rezistă la minus 10 grade Celsius. Nu cred că e cineva expert în purici. Mai știi că nu este vreun doctor ginecolog pe acolo, pe canalul nostru? Sau oftalmolog sau ce-o fi fiind? Infecțiolog. Și am dat cu soluția asta prin toată casa. Va funcționa soluția. De la magazin am primit recomandări să nu spălăm pe jos o perioadă cât mai lungă de timp, chiar și o lună, în eventualitatea în care purecii și-au depus ouă pe undeva, ei când ies din ouă să moară de la soluția asta. Nu este o soluție toxică, nu e o soluție care miroase. Și a avut un miros moderat, nu foarte intens, a fost suportabil. Și iată că am ajuns la final și slavă Domnului, am scăpat și de pureci. Îi mulțumim la Dumnezeu. În sfârșit putem dormi liniștiți în patul nostru, în care o perioadă de o săptămână ne simțeam ca în cea mai jegoasă casă. Pentru că asta asociez cu pureci, asociez întotdeauna jegul. Dar nu a fost așa, pentru că la noi în casă a fost curat, dar ei au avut locuri perfecte unde să se ascundă, în păturile pufoase, în saltele, în hainele cu care mergeam pe afară, care erau groase și numai bune, să-și facă ei locșor de dormit. Deși e o poveste... Nu e o poveste idilică, e ceva teribil și cu groază povestim toate treburile astea, dar pentru noi a fost important să împărtășim cu voi experiența noastră și să vă aducem aminte sau să vă facem conștienți de faptul că animalele pot aduce tot felul de probleme. De aia, dacă stați la țară, mai ales, verificați-i constant. Verificați să nu aibă pureci, că e foarte ușor de răspândit purecii prin casă. Știm din proprie experiență. Așa că, nu uitați, vă verificați animăluțele. Sigur că viața noastră fabuloasă la țară nu poate fi explicată într-un singur video. Așa că te încurajăm să te abonezi la canalul nostru Orășan la țară, unde vei avea acces la peste 300 de videoclipuri cu toate aventurile noastre de până acum. Ne-ar plăcea tare mult să ne scrieți părerile voastre în comentarii. Dă-ne și un like dacă ți-a plăcut această poveste și eventual o distribuire. Poate i-a ajut și pe alții să nu pățească ce am pățit noi.
sau dacă au pățit ce am pățit și noi, să se simtă cât de cât normal. Mulțumim pentru vizionare. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Noi o să ne bucurăm de niște chifle proaspăt făcute. Ce fain au crescut! Copii, vă descurcați? Nu uitați să activați și clopoțelul să primiți notificări când postăm un video nou.